Hai să luăm, băieți. Eu sunt Johnny 2, astăzi o să facem un videoclip micuț cum să faci bani la level 90 plus. Eu am usura asta pentru că sura îmi place că e cel mai bun farmer. O să mergem să farmăm puțin la metine. Asta e un level la care poți face bani cel mai și cel mai ușor. Bine, că și la levele mai mici poți face bani, dar nu știu, părerea mea e că la level din ăsta mai mare, cel așa cât uite puțin, e mult mai rentabil. Și o să începem să mergem să farmăm puțin la medicină, să vedem ce drop-uri avem și cât facem. Avem puterea ochiului dragon? O avem. De obicei mă duc în Thunder, dar cu sura poți să te duci unde vrei tu, tocmai de aceea am și ales Ura. E cel mai ușor de farmat cu el. Și nu trebuie chiar atât de multe apărări cum ți-ar trebui la un war, plican sau ninja. Asta e părerea mea. Haideți să vă arăt și nițel ce am și pe ăsta, o mică prezentare la caracterul de farmer de level 90. Deci avem o eșarfă cu absorpție de 19 cu valoarea ta 51,89, nu e chiar atât de rău. Costumul ăsta aura, bineînțeles, altul cu necunoștință. Și acum otrăvita e, e bombă, 44 medii, 1 fulger, bine, că ăla nu contează chiar atât de mult, contează câte de puțin, dar nu chiar atât de mult. Și dacă vă uitați în bonusul 6-7, avem 7 putere împotriva pietrelor medii. Și la cu totul, și cum vă spuneam că cu sora nu prea ai nevoie chiar atât de multe apărări ca să poți farma, să poți face ceva. Păi avem coif cu 10 fulgeri pentru că toți mobii după aici sunt fulgeri și pământ. Avem talismanul care, pe care avem rezistență la întunecare, pământ, gheață. Nu, asta e pentru pământ în caz că sparg medii de 205. Papucii sunt alții cu 1500 PV și 3 critică. Bine, ăștia e mai mult pentru ăia 7 mobi. Asta e normală. Avem brățara cu 20% drop. Avem un scut plus 9 cu inteligență și putere plus 8. Pentru că altceva nu prea ne interesează. Era bun cu 12, dar oricum e și așa ok. Armura asta de os de level 90 care are valoarea atacului pe ea și 30 valoarea atacului și 1000 PV. Colierul e plus 9 cu 3 critică și PV de lacrima. Și cerceii, dar bănuiesc că momentan alții nu pot să pun. Asta o să ajungă undeva la level 95 ca să pot să pun cerceii de smarag cu pagubă medie și cu atac. Și cam atât apărări, în ceea ce privește apărările pe contul ăsta. Avem P-ul la Thais. Și eu sunt puțin cam disperat așa după Warp Corp, dar în ceea ce privește. Bine, am și Warp Corp cu P la aură, dar aia nu se pune, aia poate într-un alt videoclip. Vedem. Momentan ce mă interesează pe mine e farmerii. Nu mi-am construit caracterele pentru PvP. Și haideți să vedem cât de repede spargem un metin și cam ce profit am putea să facem la el. Bine, că la metinile astea e ok pentru că poți face mantii care eu am nevoie de ele fie că fac razador, fie că mă duc să farmez sau chestii de genul. Sau să le vând, bineînțeles. E, aici pe serverul ăsta e undeva la 25 de milioane setul. Dar nu e stres. Face minele cărți mantei, poate și ceva fasole, că fasolea pe serverul ăsta e 30 de milioane. Dar a spune că ca un farmer, nu, tocmai e destul de bun, tocmai de aceea și ales sora mea. Cu toate că nu am apărări, vedeți, ăștia toți mobiștia care ies din metinile astea sunt cu fulger și eu practic n-am fulger decât pe coif,
pentru că nu mă interesează mai mult de atât. Ăsta e avantaj și la sura. Eu sura recomand dacă ar fi să vă faceți farmer. Și haideți să vedem. Mantia curajului 20 odată, pergamen binecuvântat, cartea abilității, inelul experienței. Deci un drop destul de bun, de obicei nu prea prins și bless și mantii în același timp. Dar de data asta se pare că în video-ul ăsta e ok, ține cu noi. No, următorul metin să vedem ce drop are. Cam toate mențiile astea de level 195 au același drop, doar că schimbă doar ce se schimbă la el e armele și armurile. Pentru că la asta o să vă arăt acum imediat ce armuri ne dă și ce arme. Și pe urmă o să mergem în altă mapă să vedem fiecare metin din asta, cum e metinul furiei de level 100, mai e și în alte mape. Mape de genul Trecătoarea Neprite, Peninsula Dragon de Foc, Stâncile Guatana, Templo Chao, au alte metine. Bine, că în fiecare mapă e două tipuri de metine. În Peninsula de Foc e metine de 95 doar, nu sunt de 100 sau 105, dar în restul mapelor sunt mape de 100 și 105. Oricum, vedem ce drop are aici, o să mergem și la următorul să vă arăt că diferite, singura chestie care face diferența, s-a dus aici, s-a uitat de el. Care face diferența între metine este de armuri și arme, pentru că fiecare dropează diferit. Mai bine dacă ba de jos. Și cu asta bineînțeles că misiunea cu cioburile tot la metinele fac, mai farmăm un blez, mai farmăm ceva să strânge acolo și pentru că dacă vă gândiți, dacă puneți la 20 de milioane setul de mantie, asta înseamnă că dacă vă pică la un metin, asta înseamnă undeva la 2 milioane pe mantie plus vreo 2 jumate pe blez. Bine, că merge 2703 milioane un bless aici. Cel puțin așa mergea când am mai avut blessurile de ceva timp. Mi-a mâncat coiful tot. Mănuștile tâlharului. Hai să luăm cioburile, să rămână ce iteme. Mi-a dat chiar bless, deci ok. Mai avem altceva. Deci aici vedeți clopă, cer, pământ. Veșmânt negru plus 6, care nu e ok. Dacă tot farmez, farmez pentru ele plus 7. Ce mai avem aici? Nicio. Și cam atât ce ne trebuie. Bine, dacă vreți să faceți bani, sincer să fiu, la metin astea, clopotele alea pe 6 plus 7, alea puteți să le luați, să le vindeți, să strâng destui bănuți și de acolo, dar momentan inventarul l-am gol și nu stau să mai le-am și pe alea pe jos acum, pentru că oricum v-am spus, chiar dacă le vindeți alea se strâng, nu e chiar așa. Și am bătut metine fără să-mi pornesc alchimia. Hai să mergem în mapa cealaltă să vă arăt trecătoarea de prite. Aici iar sunt mobi de gheață, mobi care de metine sunt de gheață și dacă nu mă înșel eu fulger. Și la metrile astea, dacă nu mă înșel eu, pică oțele de war plus 7 și bătălii, lamă dinte. Acum nu, depinde ce vreți să, pentru ce vreți să farmați. Cel mai mult timp îmi pierd pe aici pentru că oțelele plus 7 de war sau de sura, dar de sura, dacă nu mă înșel eu, pică în mapă la metrile de 105, nu la astea. Doar că n-am avut timp să mă duc acolo, bine, că și acolo sunt mobi de vânt. Dacă nu mă înșel, nu mai știu sigur, trebuie să ajungem și acolo să vedem. Fac cu minereu și minereu de smarag, de obicei mă opresc și dau la minerit, doar că acum facem un alt
videoclip despre cum să cum poți face bănuți peste level 90. Asta e ce privește netinele. Tot cu contul ăsta o să mă duc și la vrăjitoare și la Yongan, pentru că cu ăsta le farmez. Cu ăsta mai am drop. Haide că am găsit și un netin. Vedem ce drop avem și aici. Da, chiar, alchimie. Alchimia, pietrele. E un avantaj dacă vă faceți farmeri cu pe același cont cu main-ul, pentru că, de exemplu, petul sau însoțitorul puteți să le luați după caracterul ăla, le puneți în depozit și le mutați cu celălalt, nu trebuie să cumpărați pe fiecare în parte. Chiar și cu bonusurile astea de mânușile de drop și padrână Yang, etc. Chiar și auto-atacul dacă aveți nevoie de el. Bun. Deci, după cum vedeți, mobii ăștia sunt de pământ. Deci înseamnă că am găsit undeva. Aici e pământ, la metrile astea sunt mobii de pământ și la cele de 100 e de gheață. Și copot cel pământ iar, și o piatră dragon, inel, carte abilității. Deci nu ne-a dat armurie aici. La asta. Hai să mergem să mai cotăm altul. Nu e ok. Trebuie să mai găsim pe undeva pe aici. Partea risipirea magiei. Nu, asta l-a scobat păsura. Cu toate că eu pe conturile mele nu știu de ce, dar dacă toți sunt sora și nu am nevoie de restul magiilor, nu prea bag cărți. Nu că nu prea mă chef să stau să alerg după cărți. Doar dacă farmezi și pică cărțile pe un farmer, da, le iau și le pun pe conturile respective, dacă nu stau să caut cărți. Hai că am mai găsit un. Poate la asta avem dropul de la armuri. Dar dacă nu mă înșel la asta, v-am spus, vă pic armură de ward de level oțel. Plus 7 de war, sura, nu te sura, de war, șlican. Dacă nu mă înșel, eu nu știu dacă și de ninja pică la asta. Și în cealaltă parte, în peninsula de foc, pică de șaman sau ceva de genul. Haideți să vedem ce drop avem aici. Bătălii. Aici am pică și bătălii cu 6 de putere verde. Nu avem ce face pe bine că vedeți voi cu puterea verde dacă vă faceți iar, puteți vă faceți iar modale de level mic. Și să vă puneți apărări pe ele, pentru că la level mai mare, la level mai mare, când creșteți, dacă cum vă duceți în pădure sau în V3, V4, acolo nu are treabă cu, nu are nicio treabă cu apărarea. Acolo toată treaba e cu rezistența la element, cum e în V3, de exemplu, ăia sunt fulger. Și vă puneți fulger, dacă vă duceți în pădure, acolo vă trebuie vânt. Și puteți să vi le puneți pe armură de level mic, e mult mai ușor, mult mai ieftin. Haideți că am găsit și un netin de level 100. Vedem ce drop are și ăsta. Și o să încheiem video, că pe urmă ne întindem prea mult și n-are nicio rost să vă plictisesc. Dacă aveți vreo idee sau vreți să știți ceva, un drop sau nu știu, dacă rentează sau nu rentează, lăsați-mi un PM și o să încerc să fac un video să vă explic despre ce e vorba și cum, dacă se merită sau nu se merită. Cum voi știți despre ce e mai bine, o să facem și ceva video despre alchimie, razador, bijotun, mai multe videouri despre care
aș putea spune că sunt esențiale, despre care ați putea învăța ceva, realiza, să spunem. Deci bătălie, veșmânt negru, a spus că aici pică armele plus 7. Și după cum ați văzut, bătălia pică plus 7 la asta. Acestea e că nu văd de ce nu pică și blesuri și mantii. Depinde de noroc. Și cu asta încheiem videoclipul. V-am spus, dacă doriți un subscribe și dacă vă interesează un drop anume sau care ar renta să faceți ceva pe joc sau chestii de genul, lăsați-mi un mesaj și o să încerc să fac un videoclip ca să vă explic mai bine acolo. Și dacă necesitați câte stă puțin ajutor pe serverul ăsta, vedeți numele care l-am pe joc, fie că e main caracterul sau fie că e farmerul, lăsați-mi un mesaj, o să încerc să vă ajut cât pot. Bine, acum asta în limita bunului simț, nu vă gândiți că dacă am zis că vă ajut, o să vă fac eu toate intrele. O să vă ajut cât de mult pot și sper să ne vedem pe joc. O zi bună și ne vedem la următorul videoclip. Vă pup, ceau, ceau!